Sfânta Scriptură ne învață că mai înainte de crearea protopărinților, s-au surpat din treapta lor diavolul și cei care erau cu el, fiindcă s-au mândrit. Căderea diavolului a avut drept urmare venirea morții în lume, așa cum spune înțeleptul Solomon în Vechiul Testament. Iar prin pisma diavolului, moartea a intrat în lume. În rai, Adam și Eva se aflau în comuniune harică cu Dumnezeu și cu îngerii luminii pe care îi vedeau și cu care comunicau. Căderea în păcat a strămoșilor noștri, zămislirea în fără de legi și nașterea în păcat ne-a făcut incapabili să-i vedem atât pe îngerii luminii cât și pe cei ai întunericului. Lumea nevăzută a duhurilor s-a deschis însă celor curați cu inima. Pe aceștia demonii nu-i mai pot amăgi. Pentru ca oamenii să-i vadă pe demoni, ei trebuie să se sfințească și să atingă treapta desăvârșirii creștine. Sfinții părinți spun că pentru un om nepregătit este foarte primejdios și păgubitor să-i vadă pe demoni. Iată ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Câți demoni umblă în văzduh? Dacă Dumnezeu ar îngădui să ne arate chipul lor hidos și respingător, ne-am ieșit din minți. Se spune că la moartea scriitorului francez Victor Hugo a venit să-l vadă un prieten de-al lui, fiindu-i și coleg de școală. Acesta a ajuns la patul lui numai la un ceas după ce i-a ieșit sufletul. Dar omul a rămas înmărmurit și foarte surprins când a văzut pe fața mortului întipărită o expresie de groază și de furie, o figură foarte fioroasă. Atunci a întrebat pe una din slugile lui: "Spune-mi, de ce arată așa de disperat?" Iar sluga i-a răspuns: "Fiindcă stăpânul meu a avut un sfârșit cumplit. Înainte de a-și da sufletul, s-a ridicat sus speriat, fața i s-a tulburat, îngălbenindu-se și învinețindu-se ca în preajma unei nenorociri, degetele mâinilor s-au răsfirat în deznădejde, apoi a strigat cu grăbire de două ori: aduceți repede un preot, un preot aduceți! Dar preotul n-a mai avut vreme să vină și stăpânul meu s-a sfârșit cu groaza aceasta întipărită pe față." Atunci, prietenul, care și el era un om învățat, a căzut pe gânduri și, plecând acasă, și-a zis: "Eu nu vreau să mor așa. Eu nu vreau să mor văzându-l pe diavol. Eu vreau să mor pregătit, spovedit și împărtășit. Eu vreau să-mi fac cu mâna mea fapte bune, să merg pe picioarele mele la biserică, să-l slăvesc pe Dumnezeu și să-l rog de iertarea sufletului meu." Trupul nostru material este ca un paravan salvator, păzindu-ne de vederea înfricoșătoare a demonilor, care ne-ar aduce un șoc psihic și tulburare a minții. Prezicătorii, vrăjitorii și magii, intrând în mod conștient în legătură cu demonii, văd aceste duhuri necurate. Orientarea decăzută și demonică îi ajută pe aceștia să aibă vedenii de la duhurile necurate, care din păcate sunt crezute că ar fi vedenii dumnezeiești. În legătură cu visele, Sfinții Părinți ai Bisericii ne-au dat regula de aur pentru interpretarea viselor: să nu crezi în vise și în vedenii. Se spune despre un anume neofit care stătea în chilia arhanghelilor la Sfânta Ana Mică că ar fi avut un vis în care îl cinstea și îi săruta degetele de la picioare Sfântului Vasile cel Mare. Acest vis a fost de ajuns ca să-i aducă mândrie și aroganță în suflet. El se gândea constant la acel vis, iar rezultatul era că timpul pentru rugăciune și pentru rânduiala zilnică avea de suferit. După ce a trecut mult timp, preaputernicul Dumnezeu l-a luminat pe el ca să-l viziteze pe binecunoscutul duhovnic Grigorie,
un ascet ce trăia în sărăcie totală, într-o chilie mai îndepărtată, din același schit. Ascetul i-a spus: "Fratele meu, tu ai venerat un diavol mare și nu pe Sfântul Vasile cel Mare. Te rog, de acum înainte nu mai da atenție visurilor pe care viclenii diavoli le folosesc ca să înșele oamenii." Arhiepiscopul Inocentie al Hersonului, întrebat fiind de ce mulți oameni nu simt prezența demonilor, a răspuns: "Pentru a simți asupra ta atingerea Duhului Întunericului, trebuie să fii tu însuți luminos, iar păcatul înseamnă întuneric. Pe o haină albă curată se vede orice pată, iar pe o haină murdară, neagră, nu se văd nici petele cele mai mari. Într-un suflet curat, luminos și neprihănit, un singur gând trimis de diavol produce supărare, greutate și durere sufletească. Iar pentru un suflet păcătos, întunecat și plin de pofte, gândurile diavolești sunt imperceptibile sau sunt acceptate cu mare poftă și plăcere. Însuși duhurile necurate caută prin toate chipurile să se facă mai puțin perceptibile, pentru că dacă ar fi ușor de văzut, cei mai mulți oameni ar fugi de diavoli. Deci iată că demonii, dominând tiranic asupra păcătoșilor, caută totodată să-i convingă cu iluzia că ar acționa ei înșiși și că ar fi absolut liberi în toate. Sfinții părinți cunosc din experiență existența și energia diavolilor și încă extrem de bine. Pentru că s-au eliberat de patimi și au dobândit o subțirime sufletească, ei îi văd și pe îngeri și pe demoni. Părinții nu sunt gânditori speculativi. Când vorbesc despre vedere, vorbesc cu o foarte mare precizie, știu exact ce spun despre teologie, despre dogme și despre meșteșugurile diavolului. Din experiența lor, cei îndumnezeiți cunosc și meșteșugurile și energiile diavolilor. Dacă ajunge cineva expert în lupta cu diavolul, cunoaște extrem de bine cum se mișcă diavolul sau demonii. Iată ce spune părintele Paisie Aghioritul, unul dintre cei mai iubiți părinți care au viețuit în Sfântul Munte Athos, despre diavol: "O, dacă l-ați vedea pe diavolul cum se mișcă, face totul ca să nu se folosească omul. Diavolul este artist. Dacă de pildă îi aduce unui om duhovnicesc un gând rușinos în timpul Sfintei Liturghii, acela îl va pricepe și se va trezi și îl va alunga. De aceea îi aduce un gând duhovnicesc. Îi va aduce aminte de vreun bolnav pe care trebuie să meargă să-l vadă. A, ce inspirație!" își spune acesta în timpul Sfintei Liturghii. Însă este diavolul care se strecoară înăuntru și omul intră în discuție cu gândul său. Când aude pe preot spunând cu frică, numai atunci își dă seama că s-a terminat Sfânta Liturghie și el n-a participat deloc la ea. Iată, și aici în biserică merge paraclisiera și aprinde lumânările de la policandru și am observat că până și oamenii mari îi distrage vicleanul și cască gura la soră cum aprinde lumânările. Lucrul acesta este cu desăvârșire copilăresc. Numai copiii cei mici se bucură de așa ceva și spun: "le-a aprins." Adică asta este justificat pentru copiii cei mici, iar nu pentru oamenii mari. Sau deși știm că trebuie să evităm mișcările în timpul Sfintei Liturghii, ispita pune într-un moment sfânt pe o soră să răsfoiască foile de la strană și astfel pricinuiește zgomot, distrăgând pe ceilalți. Aud fâș-fâș. "Ce se întâmplă?" îmi spun. Și astfel, mintea fuge de la Dumnezeu și se bucură aghiuță. De aceea să luăm aminte și să nu ne facem pricini de distrugere a atenției celorlalți în timpul slujbei.
pricinuim pagubă oamenilor și nu ne dăm seama. Sau urmăriți o citire. Când citețul ajunge la punctul cel mai sfânt prin care se vor ajuta oamenii, atunci sau se va trânti ușa cu putere de curent, sau va tuși cineva și li se va distrage atenția și nu se vor folosi de acel cuvânt sfânt. Așa își face Aghiuță treaba lui. O, dacă l-ați vedea pe diavolul cum se mișcă! Nu l-ați văzut și de aceea nu pricepeți unele lucruri. Face totul ca să nu se folosească omul. Am observat asta și la colibă, atunci când vorbesc. Când ajung exact la punctul la care vreau, la cel mai sensibil, ca să se folosească cei ce aud, atunci sau se face un oarecare zgomot, sau vin alții și mă întrerup. Diavolul îi pune mai înainte să caște gura la schit sau să privească altceva și rânduiește să vină alții la momentul cel mai fin al discuției ca să schimb subiectul și să nu se folosească. Pentru că atunci când începe discuția, știe diavolul unde va duce și deoarece vede că se va păgubi, trimite pe cineva exact la momentul cel mai sensibil ca să mă întrerupă. Hei, părinte, pe unde să intrăm? Strigă ei. Luați rahat și apă și veniți pe acolo, le răspund eu. Alții intră în curte exact în clipa aceea și mă întrerup pentru că trebuie să mă scol să-i întâmpin. Și așa sunt nevoit să o iau din nou de la început și să spun iarăși pilda ce-am mai spus-o. Cum încep? Strigă de jos altul. Ei, părinte, unde ești? Pe aici e poarta? Și hai, scoală-te din nou. Măi, ce ispită! Într-o zi, mi-a făcut asta de 6-7 ori, până ce am fost nevoit să pun câteva santinele. Tu stai acolo și vezi să nu vină nimeni pe acolo. Tu stai aici până ce mi voi termina treaba. De 6-7 ori să începe o întreagă istorie, să ajungi la punctul unde se vor folosi și diavolii iarăși să facă scene. Măi, ce face vrășmașul! Mereu învârte butonul la altă frecvență. Îndată ce nevoitorul este gata să se folosească de ceva, îi învârte butonul în altă parte și uită de sine prin ceea ce îi dă acela. Îi aduce aminte de altceva. Îl face să se dea berbeleacul. Dacă omul ar învăța cum lucrează diavolul, s-ar elibera de multe lucruri. Pe cei treji și veghetori, diavolul nu numai că nu i-a vătămat vreodată, ba chiar le-a fost de folos, nu voind el de sigur, fiindcă e viclean, ci datorită curajului lor, pentru că s-au folosit cum trebuie de viclenia lui. Și asupra lui Iov s-a năpustit, dar nu ca să-l facă mai plin de slavă, ci ca să-l biruie. Deloc nu l-a vătămat pe dreptul Iov, ba dimpotrivă, lupta i-a fost de folos. Diavolul și-a arătat viclenia, iar dreptul și-a arătat bărbăția și vrednicia. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că pe mulți îi biruie diavolul de sigur, dar numai din pricina propriei lor slăbiciuni și nu prin puterea sa. Dacă nu era diavolul, multe rele nu s-ar fi întâmplat, dar atunci și o sândă ar fi fost neiertătoare, pentru că acum pedepsele sunt mai ușoare. Dacă noi înșine am fi răspunzători pentru faptele noastre rele, atunci pedepsa ne-ar fi cu neputință de suportat. Dacă priveghem, diavolul se face pricină de urcuși duhovnicesc. Dacă suntem mereu cu luarea minte și atenți, diavolul ne și ajută să sporim duhovnicește. Firea diavolului este să facă zarvă și să pricinuiască nebunie și mult întuneric, în timp ce lui Dumnezeu îi este propriu a ne lumina și a ne învăța cu înțelepciune toate câte se cuvine să le facem.